Deci, copii, după ce am făcut... după ce am înmulțit cu 10 din nevoia de a deveni împărțitorul număr întreg, că asta e toată șmecheria. Cred că mi-e greu să faci așa, dacă nu îți dai seama că trebuie să aduci în așa șmecherie. E foarte greu. Păi nu, fără să faci manevra asta, nu, nici da, nu merge. Da, e greu. Nu merge. Da, nu merge. Nu dai seama. Păi doamna, nu faci asta la mas. Te duci cu frații ordinare și muncești cu partea exact. Da? Că tot ai, nu? Îmi propuneai eu ideea aceeași tot. Dacă tu te poți descurca, de ce să mai revii la... Bă, dar ce număr vii așa? Hai să vezi acum. Am să vă povestesc acum, dacă mă aveți răbdare să mă urmăriți. Am să vă povestesc că am dat o problemă asta la clasele de liceu, de la 9 până la 12, și niciunul nu mi-a găsit restul împărțirii. Când împărțirea aceea, asta s-ar putea să dea cu rest. Și am zis, găsiți-mi restul împărțirii. Anume restul, adică să facă totuși. Da, păi trebuia să o fac. Trebuia da, să facă, să găsesc restul împărțirii. Nu dau... Și am zis, găsiți-mi restul cu... Ia să vedem noi care e restul aici. Păi intr-o dată, deci dacă 51 ar fi acolo 24 rămase, 243. Deci merge 51 aici. Da. Facem efectiv, dar toată lumea se lucrează. Haide pe rotarea. Da, sigur. Deci avem acolo 6, da. Păi intră mai întâi o dată, 51, 24. O să avem 24 și o să avem 243. Deci 24, 3. Da, o să-mi dea 243. Oare de câte ori intră? Ca 5 în 2. De vreo 4. De 4 ori, da. Sigur că de 5 ori e prea mult. Da. 4 în 4. 4, 5, 20. Da, 24. Și o să am acolo 13. 9, da? 39, 392, stop, stai, ai o virgulă. Am ajuns la virgulă. Și acolo, da. Da. Și apoi 392, care cam intră de vreo 6. 6 ori 5, 30. Da, cred că de vreo 6. 6 ori 5, 30. 7 ori 5, 35, 7 ori. 7. Merge de 7 ori, da. 7 ori 5, 35, da, 7 ori, sigur. Da. 7 ori 1, 7. 7 ori 5, 35. Și 2, 7 din 2, spre 10, 5, nu? Da, da. Unde 5 ori? Rest 5. A, da, rest 5. 5 din 8, 3. Nimic. Și coborăm pe 5. Merge de câte ori? 6. Da. Bani, da. Păi da, uite, de 7 ori, 357. Deci nu poate să fie de 7, de 6 ori, nu? Da, de 6. 6 ori 1, 6. 6 da, ori 5, și apoi o să-mi dea cu virgulă aici. Băi, virgulă e odată, nu mai dea cu virgulă. Putem... Deci putem face împărțirea până când vrem noi. Da. Și acum cât vine aici? 49. Deci mai adăugăm un 0. Iar un 0. Iar merge cam de câte ori? Din 8 ori. 5 ori 8. 8. 5 ori 9. Da, că 45. 49. Deci 9 ori. Da, ori, da. Stați puțin. 9 ori 1, 9. 9 ori 5. 490, nu? Da. 490 împărțit la 50. 3. 31. Mai adăugăm noi 0. 9. Cât îmi dai aici? 9 din 10. 9 restă. 9 din 10, 1. 5 din 8, 3. 310. Ho, ho, ho. Cam? Da, cred. 6. De 6 ori, da? 6. Da, 306. Ne rămâne 4. Și la 4 adăugăm 0, dar... 4. 4. Ați găsit restul? Nu, 4. E un rest, 4. Ne oprim aici, că nu sunt parte extra. Nu știu, probabil că de la unul acolo trebuie să se repete un grup de cifre, ceva trebuie să se întâmple. Poate că adăugăm acolo din 1. Dar n-am ajuns să fie periodic. Iar mai adăugăm. Să zicem 4. Dar putem să luăm un rest și gata. Poate să zicem da, restul. Da, să spunem că restul. Întrebarea asta, ăsta e restul? 4. Cât este restul? 7.690. Deci cât este restul împărțirii? Câtul este? 14, 7696. Deci de împărțitul, zicem, de împărțitul, 7.753, nu? 753,25
de împărțitul egal cu împărțitorul 51 ori câtul ori 14,76996 plus restul. Cât e restul? 4. Aici vă spun. Nu ne spuneți, nu ne spuneți. Am pus problema asta la toate clasele de la 9 până la 12 ani și n-am găsit niciun răspuns. Ah, perfect, dar nu ne găsim. Acum. Mai le găsim. Vă aștept. Doresc 6. Eu rest, vezi, e 4 ăsta care da. Rămas. Dacă nu, 4 ani, da. Dar nu e ăsta. Asta-i. Atenție. Putea continua. De mai unde a obținut 4 ăsta? Poate e de la 9. E de la... Băi, dacă sunteți atenți, mă... 51. Deci, aici a fost ultimul 5, da? Da. Ca n-am coborât pe tasă. Da. Și putem să... Și mă, a coborât un 0. A fost aici 0, nu? Da. Pentru 0 ăsta de aici. Dar ce am cu 0? Și a fost 2 0. Și am făcut iar operația. Putem să punem pe 0 vre? Și aici am obținut pe 4. Deci 0,4 este. Cât e restul? 0,04. Nu. Este 0,004. Îmi mai trebuia 2 de 0. 0, 0, 0, 3 de 0. Era aproape, era pe aproape. Da, da, trebuie să mergi pe logica asta, adică să fie clar. Da. Deci, clar. Văd că ne-am epuizat ce am avut. Doamna profesor, știu restul. Cât? 0,004, da? 0,004. E bine? Încă un 0, nu? Ia să vedem. Nu, 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 e bine. Păi nu 4? Păi 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4, că l-am coborât. 1, 2, 3, 4. Ăsta e al patrulea. La al patrulea a obținut 4. A, la al patrulea a rămas. Da? Da? La a patrulea decimală a obținut 4. Întrebarea, este ăsta restul? Da. Da, nu. Nu. Ai zis nu. Deci restul împărțirii lui 17,321. Atenție! Lui 17,321 la 5,1. Care este? Profesor. Lui 17,321. Păi asta, nu restul împărțirii lui 753,25 la 51. Ci restul împărțirii lui 75,325 la 5,1. Păi atunci am făcut o mulțime cu 10, acum îmi face? 0,04. Împărțit la 10. Totul împărțit la 10. Deci trebuie să mulți virgula la stânga la toată egalitatea asta. Deci împărțim la 10. Da? După ce aici am prins. N-am mai făcut împărțirea. Să zicem, o parte din s-o mers chestia asta. Dar ei, ochiul le-a fugit la împărțirea asta după ce o mulțit cu 10. Nu a revenit. Nu a revenit înapoi. Și acum împărțim la 10, virgula se va duce la stânga și vom avea 53,3, ca să înțeleagă tot omul, 53,325 egal cu 5,1 dintre cei doi, numai pe 1 îl afectăm. Unul dintre cei doi factori. Că nu pe amândoi, că dacă ar fi 10 ori 10, ar însemna 100. Așa, câtul împărțirii rămâne nemodificat. Ori 14,1. Ori 14,7696 plus cât copii? Plus 0, 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 și vine 0, 2, 4, 5. O să fie mai lung sau mai scurt? Mai lung, mai lung. Sigur că da, deci va fi mai mult, nu? Că mă duc în stânga. Deci,
plus 0,00004. 0,00004. Deci mai spuneți acolo 75, domn profesor, nu 53, o să crează lumea că e vorba de un alt... 75. 75 minus 3,25 împărțit la 5,1, la 5,1, ne dă câtul împărțirii 14,7696 plus restul 0,00004. 0,0004. Foarte tare. Deci aici este, aici este momentul, ăsta e momentul foarte tare al împărțirii cu rest, când împărțitorul este un număr decimal. Dar nu mă speriați, că o să mai lucrați. Păi sunt a 5-a, n-ați ajuns la 12. Eu sunt a 4-a. Acum se lămurește, la 5-a. Acum se lămurește, asta e. Acum trebuie să știm. Dacă învățați, dar uitați ce poante le-am făcut eu acolo. Deci eu am sesizat că ei au slăbiciunea asta și le ceream așa. Vă rog să-mi dați restul împărțirii lui 75,25 la 5,1 cu o precizie de 4 decimale. Dacă l-ați dat la BAC, n-ar fi trecut nimeni. Deci cu o precizie de 4 decimale. Și atunci ei l-am dat tema acasă, s-au dus acasă, au lucrat fiecare și a doua zi a zis, băi, hai după o zi, mă, să vedem care e răspunsul. Sigur, m-au întrebat în stânga, în dreapta, ce-o fi întrebat, pe cine-o fi întrebat, pe mama, pe tata, pe bunica. Care și-a mai adus aminte. Care și-a mai adus aminte. Și au venit tot așa, nu, domnul ăsta. Mă, dacă e adevărat, hai să înmulțiți-le, mă, înmulțiți-le. Vă dă un răspuns, adunați cu ce ziceți voi, știți exact de asta, mă. Da, ce simplu, corect. Asta e proba. Da. Da? Deci dacă aveți voi dreptate, așa trebuie să întâmple. Am făcut așa, nu e adevărat. Păi înseamnă că ceva nu e corect. Nu, deci voi nu stabiliți restul bine. Erau la diferență de 2 sau de 30. Da. Încă o dată. Teorema împărțirii cu rest se aplică tot timpul. Poftim? Adică dacă aceste contează zero, normal. Deci nu urmă? Contează păi, după. Hai să mulțim, Daria. Da, nu are nicio valoare. Dacă eu am dreptate, putem proba. Mulțim pe 14,7 cu 5,1. Hai să avem răbdarea asta. Să vedem. Uite, zerourile puse după numărul, uite, după 753,25, am pus domnul profesor două zerouri, ele nu mai au valoare. Ah, dar ălea care sunt dar în fața. Joacă foarte bine că îl împinge. Exact. Sutim, mim, zecim de mim. El capătă altă poziție. Sunt numai patru. Deci el capătă altă poziție, da? Ia să vă facă proba, să facem proba, să vedem. Hai să facem proba împreună. Împreună. Mă ajutați, că nu greșesc. Acum e momentul foarte important. Deci, 75, cât am zis? 75,325, nu? Da. 325. Nu, 5,1 ori 14, nu, asta facem? 5,1 asta, da. Vă spun. 14. 14,7696. 7696. Ori 5,1. Știți, mulțim fără să ținem cont din virgulă, inițial, nu? Și pe aceea punem virgulă. 6, 9, 4, dacă e cu 1, e același. 5, 6, 7, 4, 1. Iar cu 5, 6, 9, 45 plus 3, 40, 8. 4, 5 ori 6, 30, 34. 5 ori 7, 35, 3, 9, 38. 38. Din nou 3. 3 ori 4, 20 și cu 3, 3. 5 ori 4, 20 și cu 3. 23. 23, da. 32. 5 ori 1, 5 cu 3, 8. 5 cu 2, 7. 7, da? Da. 6, 9, 4, 12, 13, 5, 7. Câte decimale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, nu, 5, 4, 5, punem virgula. Și adunăm cu restul ca să ajungem la dreptate. 0, virgulă. 0, virgulă. Virgulă sub virgulă. Da, 0, 0, 4 de 0. 0, 0, 0, 0, 0, 4. 4. Da? 4. Adică 0,
0, apoi 5. 0, 0, 0, 0, 5, 2, 2, 3, 5, 5, 7. Da, a dat. Este foarte tare, 75,325. Dar dacă puneam 0,004 cum era inițial. Sigur că da. Ia uite cum nu mai dădea. Dădea 6,3. Nu mai dădea. Deci când eu le-am cerut restul împărțirii lui 75,325 la 5,1 cu o precizie de 4 decimale, i-am terminat. Cu o precizie de 4 decimale, restul acela. Adică el trebuia să găsească restul împărțirii mai întâi lui 753,25 la 51, că așa trebuia ca să poată face împărțirea. Și după aceea, da? Și după aceea să scrie terminul împărțirii cu rest și să revină să împartă la 10 tot restul acela. Mai întâi să-l sesizeze restul. Că dacă nu sesizea că restul este 0,004, 0,0004, să sesizeze că de fapt au mai pus două decimale, două zerouri, și atunci are 2,4, avea 2 și a mai pus el 2, că mai coborât. Deci neapărat trebuia să înceapă de aici. Eu vă zic că și acum dacă le-o dați, și la 12, și la 7, și la... Și acum dacă dați chestia asta, tot nu știu. Păi, eu ce știu, eu spun foarte bine. Aici ce este ascuns? Teorema împărțirii cu rest, înmulțirea cu 10 și împărțirea cu 10, 100, 1000. Și aici cu restul. Și ghicirea și poziționarea restului. Asta. Deci sunt niște momente foarte importante. Poziționarea restului, că împărțirea o fac. Împărțirea, da. O fac. Și rămâne 4 acolo și nu știi cum să pun. Unii știi, nu știi să pune a câtea decimală acolo. Da. Asta odată și al doilea rămâne așa. Împarte la 10. Nu, și rămâne așa acela, exact. Nu-și mai dau seama când împărți. Și când împart la 10, îl împart și pe ăsta și pe ăsta. Corect. E al doua capcană. Corect. De fapt, afectează și de împărți cei doi factori. Și așa e, așa o greșeală. Corect. Aici trebuie lucrat masiv. Cu numere mai mici, dar trebuie lucrat ca voi să... Ca să înțeleagă mecanismul ăsta, da? Deci, acum facem. Că acum fiind vorba de ideea asta... mai scurte, ca să nu vă plictisiți, să vedeți că e... fain. Așa, și acest, noi să găsim restul. Aceste lucruri atât de frumoase și atât de interesante, încât cu ocazia asta toți prietenii noștri care ne urmăresc acum vor înțelege cât de important și de frumos să știi lucrurile de la început. Clar, da, corect. Asta ce frumos e. Nu. Da. Nu îmi așa. Place matematica. Place, nu? Parcă dintr-o portiță ești în altă portiță care trebuie să exact. Treci de obstacole care ești în altă o portiță. Ești tot așa, până da. Ești. În joc atât de frumos, atât de interesant încât... Încă nu te plictisești. Nu, niciodată. Deci, e o stare de bine. Atenție, este o stare de bine pe care se creează când ai înțeles lucrurile. După ce le înțelegi și faci așa de frumos, poți să compui mai întâi tu probleme să faci altele. Sau să compui tu exercițiile și ajungi așa de multe... No, este, repet, bucuria aceea care se instalează. Și vă spuneam când am descoperit, eu nu singur am descoperit frumusețea matematicii. N-am avut șansa unui profesor care să mă poată dirija. Dar când am sesizat starea de bine pe care ți-o oferă matematica prin rezultatele acelea la care ajungi, am mers de unul singur și am descoperit. Și în clasa unde eram eu elev acolo la țară, într-un cătun, așa, vă spuneam că n-am luat niciodată 9, numai 10. 10 pe linie? Mai tot timpul 10. Vreți să atât munceam ca fiind o profesor? Da. Nu mai trebuie. Munceați tema și mai duceați puțin înainte, ca să nu... Lucram. Da. Lucram de unul singur. Doar două lecții. Lucram de unul singur foarte, foarte puțin, pentru că eram foarte tare prinsă multe probleme. Eram cel mai mare dintre trei frați. Toată treaba aveam de făcut. Deci mama avea foarte multă credere în mine și nădejde în mine. Doamn profesor, și după atâta muncă grea, ați reușit. Da, da, am reușit. Și de ce? La clasă, ăsta fusese secretul. La clasă... Învățați și ascultați micile geați de acolo.
foarte dacă bun. Nu înțelegeați, domn profesor, ce greu e dacă nu înțelegi la clasă. Copii, eu înțelegeam dicția 80%, 90% numai din clasă. 10% mă uitați pe acasă. Și când veneam, nu, când veneam la școală, în fiecare pauză trebuia să învăț. Toți colegii mei ieșeau în pauză de să relaxau, dar eu trebuia să învăț lecția. Nu aveam timp. Să știți foarte bine. Nu aveam timp să fac acasă. Și atunci, în pauză, mă învățam. Erați plin de treburi, domn profesor. Da. Ca și acum. Da. Dacă spuneți că ați lucrat primul să înveți unde sunteți acum, mă refer în punct de vedere matematic. Da. Știți să faceți o singură problemă din cele 7 probleme nerecunoscute? Nu, mai da, stai o secundă, mai. Eu nu am spus că sunt un supraom. Sunt un om obișnuit. Care e ce probleme cu el? Sunt probleme la nivelul, să spunem. Cele 7 probleme nerezolvate. Nerezolvate la nivelul. De lume? Da. Cum să nu dăm, profe, dar muncim! Poate o oră, două, trei, facem, putem... Le facem, da. Nu știu. No, sunt și lucruri care sunt nerezolvabile. Ele, cum se spune, ar, teoretic, ar trebui să le facem, dar nu avem instrumente încă. Sunt foarte multe lucruri. Dacă nu se crește mai mare, să vă arăt și alte lucruri frumoase, interesante. Dar acum hai să mă întorc înapoi și anul să... Anul viitor, poate, când răscuiam pe așa, să facem o mică problemă. Ei, nu acolo ne ducem. Da. Eu zic să trăim bucuria asta a rezultatelor acestor de acum, din clipa. Repet. Conjectu cu cine? Dar nu facem o greșeală. Ce zici? E greu, măi. Dă-ne. Da. Nu vrei să ne vedem în treaba noastră. Dar măcar una să ne spună. Una, poftim zi. Conjectura lui Poincaré. Dacă într-un spațiu închis și nemărginit tridimensional, cufundat într-un spațiu patrudimensional, poate cercurile bidimensionale pot fi micșorate topografic până se devine un punct, atunci acest spațiu tridimensional este echivalent din punct de vedere topologic cu o sferă tridimensională. Mi-a spus de la primul cuvânt. Da, asta vreau să zic și eu. Ce înseamnă? Asta e. Ce înseamnă? Sunt niște lucruri atât de sus duse, încât o parte din ele, atenție, o parte din informațiile acelea le-am întâlnit eu în facultate. Vă cred? Deci o parte din ele. Deci o parte. Deci pe care pe toate. Și atunci stau una n-a vrut să rezolvăm? Din cuvintele acelea l-am. Păi și ei cum de-au învățat toată? La doamne, când ajungem, de toate răspunsuri. Hai să vedem acum. Deci 71,15 împărțit la 3,71. Împărțit. Hai. Deci 47,154 împărțit la 3,71. Putem să mulțime a doua. Cer restul împărțirii cu precizie de 20 mari. De 20 mari. Și nu poți să mulțești numai pe a doua, dar ea cea și pe prima, profesor, da. Cu cât? Zicem, cu 100. Deci sunt obligat pentru a face împărțirea asta să mulțim cu 100 ambii membri. Mulțim, ce bine! Și vine cât? 4,715. 4 împărțit la? La 37. La 37. Tudor. De aceea să fiți toți atenți, să vezi ce interesant sunt. Sunt niște lucruri care chiar plac ochiului. Ai făcut în clasa 5-a, dar sigur ne-ai uitat. Păi într-o dată. O dată, da. Deci, am mulțit Tudor și pentru tine cu 100 pentru ca să reușesc să am împărțitorul număr între. Domn profesor ne dă 100 și punem acolo. Hai să vedem. 371. O dată. În asta 3 o dată. 371. Da, și ne dă 100 și îl coborăm pe 5. Coborăm pe 5, da. De două ori cât de trei merge. Două merge.
A, nu, că e 7. 7, care vine cu aport puternic, da? De 2 ori. 2 ori, 2, 7, 14, 12, 6 și cum așa? 7. Cădem? 3. 6. 2. Nimic. Nimic. Punem virgula. Am ajuns la virgulă, punem virgula la... După 12. Hai, Daria, nu fac calculatorul. Hai, Daria, că eu n-am calculatorul. Da, exact, facem fără calculatorul. Merge de 5 ori. Merge de câte ori? 5. De 5? Da. 26 aici. 3 în 26. Cred că de cam 6 ori. 6 ori, 4, 2, 7 ori. 7, că de 21. 7 ori. 7. Așa. Și zici 7 ori, aproape 4. 4 în 26, 7 ori 4, 28. Hai să zicem. 7. 7 ori 1, 7. 7 ori 7, 49, 9 și 4. Ne dăm profesor, e de 2597. Vezi? Deci mai mult decât bine. Bun. 7 din 14, 7. 9 din 12, 3. 3. 3, apoi ne dă 0. Și nimic. 37. De 4 l-am coborât. Ai zis precizii 20 mari. 20 mari. Deci punem... Îl coborăm pe 0 și vine 0. Dar nu poate. Va punem 0? 371. Aici e 370. De 0. De 0 ori. Deci 0 ori. 0 ori. Mai dă 1 0. Și acum mai punem 0. Păi a zis de 20 mari. Acum dacă la 20 mari, atât. Și nu mai punem pe 0 asta. Și acum ce facem? Stați puțin. Deci cu precizii de 20 mari. Așa. Da, profesor. Păi te-ai vrea să luăm într-un număr întreg pe ăla? Deci stai puțin. 4715,4 este egal cu 371 ori 12. De împărțitul. Da. Egal cu împărțitor ori câtul plus. 12,70 plus. Acum să vedem. Deci 4700. 15, de împărți, virgulă 4. 0,002. 3,371. Ori câtul împărțirii 12,7, pot să zic. Restul 300. Plus 370. Păi stai că ai 370 restul acolo. Ia să vedem. Păi împărșit la 2. Aici e povestea. Unde pun? Care-i restul? Am coborât un 0. Deci ca și cum am mai fi avut un 0. L-am coborât. Deci 370 l-am pus. Punem... 4 ăsta l-am pus. Și, noi am avut așa. Zero. Da? L-am pus da. Aici. Da. Deci din cauza asta ne-a ieșit 20 mai aici. Bun. Păi. Și acest rest, cum îl vedem noi? 0,002. El așa arată, 370. Da, 370. Cum 0,370. Cât? 0,370. Cred că... 3,70. 3,70. Ce te-a făcut să zici așa, Daria? Nu mă interesează. De ce ai zis tu 3,70? Sincer? Da. Ca nimereal. Nu, nu, ai zis foarte bine. Aici sunt două aici, două. A, da, de asta că sunt două și dacă numărăm două, e una de acolo și una de acolo, care l-am pus și era 3,5. Deci două, două și de asta al treilea. Da, că ăla e acolo. Da, deci da. Asta e, asta e. M-am prins. Deci trompele sunt numerele de după virgulă. Da, domn profesor, am înțeles. Deci, da. Deci practic ai știu. Două aici, două aici, te stai și ai pus virgulă. Deci 3, data trecută, înaintează-l cu multe, da? Deci cât este 3, ce tare! 3,70. Câte sunt după virgulă, tu te-a pus și tu după. Da. Doamne profesor, dacă da. Avea, dacă de exemplu acolo am avea 70, am fi pus 0,70. Sigur că da. Dar dacă am fi avut mai 4... 0,04. Sigur că da. Da, deci asta e șmecherea. Și acum, în momentul de față, în toată povestea asta, noi aveam 47. Noi am avut 47, da? Virgulă 154. Da, e corect. Da? 47, 107. Și atunci împărțim toată chestia asta, o împărțim la 100. La 100. Și cum o să fie copii? Ia să vedem.
47. Deci revine acum la 47,154. Împărțim toate calitatea la 100. Și 47. 1,154 egal cu? Este egal cu 3,71 ori 12,7 plus acum 370. Păi cum am zis? Unde sunt tot zerourile? În care parte? Tot în corp. 0,037. Și ca să fiți așa, este n-avem decât să mulțim pe 371 cu 12,7 și adunăm cu 0,037. Avem încredere în dumneavoastră. Da, avem calculatorul și este doamna acesta. Deci vedeți cât e de interesant. Matematica. Care sunt etapele acum, să le ținem minte? Cât e ceasul și? Da, o minică așa 7. O primi repede. E 7 și 7 minute. Facem așa. Sinteza orică, important. Am făcut fracții decimale, fracții ordinare. Înmulțiri, împărțiri, plus, minus. Operații. Fracții. Decimale. Periodice. Operații. Am fost și periodice în asertate. Apoi trecerea. Din pro formă. În alta. Adică din formă decimală, în formă ordinară și înapoi, da? Deci fracții ordinare, fracții decimale, operații, trece într-o formă în alta și aici algoritmul, adică pașii pe care îi urmărim, algoritmul de obținere a restului împărțirii a algoritmul de obținere a restului împărțirii a două numere decimale cu o precizie dorită. Cu o precizie stabilită. Da, acesta a fost lucru important pe care l-am să-l pun. La revedere, dragilor! La revedere! La revedere.